Salutare și bine v-am regăsit. Astăzi ne uităm la un pachet premium lansat chiar de Bicycle. Sunt sigur că toată lumea a văzut măcar câteva bucăți sau cel puțin a auzit de filmul Back to the Future. Ei, cei de la Bicycle s-au gândit să facă și un pachet de cărți cu această temă și sincer arată deja bestial. Arată ca și cărțile realizate de Theory 11 cu foarte, foarte multe detalii, folii metalice, chestii în relief. Abia aștept să-l deschid. Dacă tot am zis de deschis, hai să-i dăm jos folia. După cum bine vezi, el vine într-o folie și după aceea ne uităm în detaliu la fiecare parte al acestui pachet. Jos folia. După cum bine vedeți, sigilul este unul personalizat. Dau jos și folia pentru a vedea în totalitate acest pachet. În această parte putem vedea folia metalică albastră, folia metalică argintie, combinat cu o hârtie mată folie metalică albastră, argintie, aici este în relief, arată foarte bine și are o groază de easter egg-uri pe care le vor recunoaște doar cei care s-au uitat la filme și știu exact, exact despre ce e vorba. Spatele pachetului este și el unul foarte detaliat, văd aici mașina timpului, ceasuri, chestii radioactive, nuclear stuff, iar ceas de timp, foarte frumos detaliat, deci inclusiv detaliile de genul aici scrie out of time, out of time, inclusiv 88 de mile pe oră scrie acolo micuț, deci super detaliat. Fulgerul se vede ca și cum ar călători în timp acel lightning effect, foarte mișto. Hai să vedem cărțile, uite că vine jos sigilul foarte frumos. Ceea ce îmi place pe lid, oh, avem și aici câteva detalii, uite și aici se vede cum este în relief mașina, foarte tare. Oh my god, ok, 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 Aici avem o casetă. <laughs> îmi place foarte mult că această carte de reclamă este o casetă și este totul în tematică. Mi se pare genial. Se văd aici și Universal Studios, Amblin Entertainment, Back to the Future. Foarte mișto detaliul acesta. Hai să vedem spatele, care este super frumos făcut. Avem o margine destul de groasă de această dată, nu este o margine subțire. Culorile sunt cele foarte bine prezentate și parcă e un albastru mai închis așa. Și îmi place. Hai să vedem cărțile. What? Joker. Nu cred, nu cred, nu cred. Ce tare! Cât de tare este acest joker? Mi se pare wow că cei doi joker împreună formează mașina. O idee asemănătoare am văzut și la pachetele Solo Kit, cele cu Japonia, unde cei doi joker formează o imagine împreună. Foarte tare! AS? Doi? Fontul este și respectă în detaliu tema, la fel și chestia asta aici pe margine. Ce mișto și săgețile de la 8. La fiecare cifră, de fapt, avem o săgeată. Cărțile royale prezintă personaje care au apărut în film. Vi le voi arăta toate, dar nu mă pricep în atât de bine încât să le și numesc. Dar vi le arăt. Cărțile royale de la Inima Neagră. Ok, pe el îl știu. Nu știu după nume, dar mi se pare super cunoscut. Ok, welcome to the Hill Valley. Bun, pare a fi altă lume, diamantul și și faptul că avem așa o margine, un picuț parcă nu e așa ascuțit diamantul, are o formă foarte frumoasă. Din nou, cărți royale. Aș aprecia să-mi scrieți în comentarii dacă aveți răbdare, m-ar ajuta maxim să învăț și eu, să le dau un Google Search, să văd dacă se potrivesc foarte bine. Cărțile royale de la Trefla, 10. Foarte, foarte frumos că e unită Trefla, nu e ca și la Bicycle Standard în care ele se văd individual. Ok, aici avem aceeași clădire, prezentă și pe jocări, personaje royale de la Inima Roșie, ce tare băiat cu chitară și cu freza lui Frumos, frumos Și avem -o și o carte Bicycle, Back to the Future mai sincer este foarte detaliat chiar și pentru cineva care uh, nu știe pe de rost toate personajele ci doar am avut așa semi-tangență cu acest film, pachetul arată foarte fain. Îmi place că are pipsurile mai mari, totul este așa un pic mai mare față de standard. Chiar îmi place acest detaliu, face să se potrivească mult mai bine în temă. Am senzația că acest pachet nu vine din fabrica Bicycle, ori și-au schimbat ei designerii pentru că astfel de pachete atât de detaliate, atât de frumos lucrate cu combinații apăreau de obicei la cei de la Theory 11 sau de la alte branduri mult mai premium. De la Bicycle până acum ne-am obișnuit să zicem cu cărți mai standard care nu au așa multe detalii, dar acest pachet inter. Direct acolo sus, alături de celelalte cărți care sunt premium, realizate de Teorii sau de alte branduri, Illusionist și așa mai departe. Mă gândesc că de acolo și acest preț un pic mai ridicat al acestor cărți, față de restul cărților Bicycle Standard. Nu ezitați să-mi lăsați în comentarii mai multe informații legate de acest pachet. Mă voi bucura cu siguranță să văd și să învăț și mai multe despre el, pentru că mi se pare că este un pachet chiar foarte frumos, foarte bine lucrat și detaliat. Ok, dragilor, acesta este pachetul Bicycle Back to the Future. Am adus mai multe pachete din această gamă premium de la Bicycle. Te invit să intri pe site, le găsești acolo. Tu nu uita să te abonezi și să-i dai un like și un share acestui clip. Desigur, nu uitați să-mi lași un comentariu dacă mai avem niște chestii sau găsești niște eggs uri de care vorbeam, pentru că sunt foarte multe în acest pachet de deci scrim. Eu îți mulțumesc frumos pentru atenție, să ai o super zi în continuare! PA!